Citeam împreună cu Bianca, îți mulțumesc foarte mult, Adela, încă o dată pentru tot. Citeam împreună cu Bianca, vă spuneam, un articol dintr-un ziar britanic în care marea problemă era aceeași ca peste tot. Când Dumnezeu aprinde luminițele tradiționale de Crăciun pe marile artere din orașe? Sau, dacă le mai aprindem anul ăsta, vedeți bine că se cam subțiază treaba. La Cumoștiți, Bianca a urcat în primul avion către Londra ca să vadă ea cu ochii ei și noi cu ai noștri care e starea de fapt. Bine ai revenit, Bianca! Bine te-am găsit, Teo! Într-adevăr, m-am întors acum câteva ore, da, acum câteva ore de la Londra și am fost plăcut surprinsă să văd că la ei deja s-au aprins luminițele, dacă îți vine să crezi, deși este... Deci exact cum spuneai tu, că noi doi am avut această discută, nu s-au aprins, s-au aprins, a fost ca tine. Dar eu am fost acolo să văd cu ochii mei, știi cum e, ce e în mâna lui Miciună. Am fost așadar să văd, dar nu doar să admir luminițele de pe Oxford Street, am fost și să aflu părerea britanicilor despre mai multe lucruri, deci a fost cumva și business și pleasure. Hai să-ți spun exact, pentru că i-am întrebat așadar ce planuri au pentru aceste sărbători și ghiciți ce, pe unii dintre ei i-am surprins chiar cu bradul în brațe, deși este abia noiembrie. Se pare că ei sunt ceva mai entuziaști când vine vorba despre sărbători, însă nici la ei nu este totul numai lapte și miere, luminițe și steluțe de Crăciun. Am discutat cu mai mulți englezi care mi-au spus cât de tare i-au afectat criza economică și pandemia. Haideți să aflăm așadar cum se distrează în inima Londrei, dar și cum plănuiesc să economisească bani pentru sărbători. Cine iubește Crăciunul? La Londra ar trebui să fie zilele acestea, pentru că este una dintre primele capitale în care s-au aprins deja luminițele de Crăciun. În inima Londrei, Oxford Street este una dintre cele mai iubite locații din lume când vine vorba despre sărbătorile de iarnă. Cu peste 200 de milioane de vizitatori anual și peste 300 de spații comerciale, toată strada este decorată cu fulgi strălucitori care îți iau ochii oriunde ai păși, iar vitrinele magazinelor de lux au fost acoperite de luminițe care mai de care mai puternice. Pentru a da viață poveștii de Crăciun, anul acesta, pe Oxford Street, au fost puse pe peste 5.000 de steluțe luminoase și 300.000 de LED-uri. Pentru că și Londra se confruntă însă cu criza de energie electrică, cele 300.000 de LED-uri sunt reciclabile, iar acest lucru va reduce consumul cu 75% față de anii trecuți. După cum puteți vedea, totul arată ca într-o poveste. Sunt curioasă ce mai fac englezii ca să se pregătească pentru Crăciunul de anul acesta, așa că haideți să aflăm împreună! I see that you already bought something for Christmas. Yes, true. We are planning to have our house in the mood. La Londra pare că a început și agitația de sărbători. Unii se grăbesc atât de tare încât nici nu se mai uită pe unde merg. What do you plan to do on Christmas Day this year? Have more dinner. Have a Christmas dinner, traditional Christmas dinner with the family. I will be definitely at home because I'm a very good cook and I prepare, the entire dinner. Not special, just preparing for my fight. What fight? MMA fight. Celebrele autobuze roșii, taxiuri negre, oameni cu zâmbete largi și priviri senine. Pare un film englezesc, însă este realitatea britanicilor care se pot bucura zi de zi de asemenea imagini până pe data de 9 ianuarie. În plus, artiștii stradali întrețin această atmosferă de poveste seară de seară, iar atât localnicii cât și turiștii se adună în jurul lor pentru a le admira prestațiile. Ba mai mult, cei curajoși li se și alătură dansatorilor de pe străzile Londrei. Chiar dacă sărbătorile de iarnă ar trebui să reprezinte pentru toți un motiv de fericire, criza financiară și pandemia nu i-au iertat nici pe britanici. Do you plan to cut the expenses for this Christmas? Yeah, obviously, yeah. But why? Because like saving money, you can prepare yourself for the next year. Yeah, you know it's Christmas, but you have to like always having a plan. Of course, yeah. I am going to do that because of the pandemic. Obviously, we have to cut down on food, presents, everything like that. We should
not cut the cost, but just look for something more quality. Not, it doesn't, good gifts don't have to be expensive.